Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Efectiv, avem primii puișori pe 2021. Cred că se aude pe fundal înclocitoare cum piuie. Dacă vi se pare că vocea mea sună mai ciudat, este pentru că mă doare puțin gâtul. Uitați ce încălțătură are. Aici sunt 6, 3 albi, 2 negri și unul colorat cu gâtul gol. Aici incubatorul. O să-l deschid doar puțin. A mai ieșit unul. Trebuie să iau coaja. Dar nu vreau să vă arăt să spuneți după aceea că este scârbos sau ceva. Da. Puii se chinuie să iasă din ou pentru că ouăle au coaja foarte tare. Și cele verzi sunt toate bune. Doar unul l-am aruncat. Văd că a mai ieșit unul negru. Acolo. Uitați, se vede coaja goală. Da. O noutate, nu cred că v-am spus, bibilicile au început ouatul. Da? Îi țin aici în casă la căldură, pe pui. Sunt foarte drăguți așa. Nu știu cum are acesta ciocul. Uitați, am văzut și la Bogdan Hriscu că a avut odată un pui așa cu ciocul. Chiar și o vecină de-a mea a avut o găină așa. Uitați, să vi-l arăt cel. Ăsta, uitați-l, este dintr-un ou de la metisul de Brahma. Are încălțătură. În incubator mai am căzut și cu gâtul gol. Și sper să iasă și noaptea aceasta și mâine. Abia pot vorbi pentru că sunt răgușit așa, mă doare gâtul. Da. Și o să mai fac vloguri să vă țin la curent cu tot cum a fost eclozarea și așa. Nu uitați să vă abonați și să dați un like. Acesta am fost eu, până data viitoare, la revedere!